Peste 400 de sancțiuni contravenționale au aplicat polițiștii cu atribuții pe linie rutieră pentru neutilizarea centurii de siguranță în perioada 7-13 septembrie, în acțiunile ce s-au organizat sub egida campaniei preventive Seatbelt la nivelul județului Sălaj. În perioada 7-13 septembrie anul curent, sub egida campaniei preventive Seatbelt, la nivelul județului Sălaj s-au organizat mai multe acțiuni privind impunerea folosirii centurii de siguranță, ce au avut ca scop reducerea urmărilor grave rezultate din accident de circulație. Menținerea trendului descendent al numărului accidentelor grave, răniților grav și conștientizarea opiniei publice cu privire la consecințele neutilizării centurilor de siguranță și sau altor dispozitive de retenție omologate în cazul implicării în accidente. În intervalul menționat, polițiștii cu atribuții pe linie rutieră au aplicat 405 sancțiuni contravenționale șoferilor și pasagerilor care nu purtau centura de siguranță, în valoare de 42.210 lei. Din analiza de scrutier rezultă că una din cauzele generatoare de accidente o reprezintă indisciplina, atât a conducătorilor auto cât și a pasagerilor, sub aspectul neutilizării centurii de siguranță, element care în cazul unei coliziuni poate reduce gradul de victimizare a ocupanților autovehiculului.